Salutare din nou de la căsuță. Azi o să punem colțarele și să o dăm cu glet. Am pregătit deja și gletul. Așa că probabil ați văzut în clipul trecut, am pus colțarele și tâmplăria. Urmează să dau gletul peste tot, atât în partea asta, cât și în partea cealaltă și să vedem ce mai putem face azi. Hai să-i dăm drum. Am reușit să termin și gaura de la ventilatorul din baie. Am pus un tub provizoriu, așa momentan, să văd cam cum vine. Pare ok, doar că nu o să rămână tubul ăsta și nu o să rămână așa. Dar ca idee, în principiu, seamănă a ce vreau eu să iese. Am pus aici și colțarele și urmează să continui cu gletul. Momentan, gaura asta o să las ca aerisire până o să iau ventilatorul și tubulatura. Dar aici încă n-am făcut gaura. Urmează după. Ca idee, sunt foarte fericit că am dat-o. O să vă arăt imediat și de ce. Inițial, probabil se vede unde am semnat cu creionul, vreau să o dau mai sus. Dar deasupra de, uite ce era aici. Vine stâlpul de beton, exact pe aici, pe mijloc, care susține grinda asta mare și
aici deasupra are un triunghi. Și cam așa arată. Deci norocul meu că n-am fost nevoit să dau pe aici pe undeva, că nu puteam să dau. Dar așa am dat-o puțin mai jos, o să modific gaura și pe partea cealaltă și asta e. Continuăm. Cam așa am ajuns azi în stadiul ăsta, după cum se vede am dat gletul și nu am fost chiar mulțumit de rezultat, așa că am mai dat încă mai făcut o jumătate de găleată foarte subțire și l-am mai dat peste el și arată mult mai bine. Da, s-a schimbat mult cu ușa asta și cu șpaleții făcuți, la fel și în partea asta, și aici tot două mâini am dat, așa zise două mâini, da, mă rog. Nu știu cât de... Uite, mai are și imperfecțiuni destule. În fine, o să mai fină finisajul și vom vedea atunci. Dar cel mai bucuros sunt de gaura aia, pentru că chiar aveam emoții, mă gândeam la ea ce o să fie acolo. În fine, posibil ca centura să fie chiar un pic mai sus și să... de-aia n-am ajuns la ea. Mi-era frică de centura de la... care ține tot legat, mă rog, înțelegeți voi. Da, avem undeva la 18 grade acum, 70% umiditate, mai înainte a fost vreo 80, dar am lăsat un pic să se ventileze. Și cam asta e. Aici ne oprim, speram să fac și mățăraile de acolo, astea de aici să scap de ele, dar n-a fost să fie. Continuăm data viitoare. Ca de obicei, nu uitați să vă abonați, apăsați pe clopoțel dacă vreți să urmăriți în continuare proiectul Casa. Vă salut, la revedere!